În organizarea Gazetei Matematice și a viitorilor olimpici, peste 150 de elevi din întreaga țară, iubitori ai științelor exacte, au poposit în orașul lui Dan Barbilian pentru a participa la tabăra de matematică. În careul prestigioasei unități de învățământ, Colegiul Național Pedagogic Carol I a avut loc deschiderea celei de-a noua ediții a acestei tabere. Timp de o săptămână, micii matematicieni vor participa la descifrarea tainelor științelor exacte și vor fi angrenați într-un concurs ce va stabili care sunt cei mai buni matematicieni. Am venit cu gândul să continuăm această tradiție și o așteptăm pe cea de la anul când se vor împlini 10 ani de când organizăm tabăra Viitorii Olimpici Gazeta Matematică. Cum se pare ediția de anul acesta? Deocamdată, nu știu, nu, sunt tot cât cam atât, în jur de 190 de copii. În toate clasele, mai puțin din clasele mari, pentru că interesul lor este, interesul copiilor e mai mare la cei mici, încă nu s-au găsit calea spre viitor. Cei mari s-au hotărât și atunci rămân puțin cu matematica. Pe lângă profesorul universitar Ion Cicu, cel care s-a ocupat de ani buni de această tabără, s-au aflat o serie de specialiști în științe matematice și profesori din toată țara care i-au însoțit pe elevi. La deschidere a fost prezent și primarul municipiului Câmpulung, Liviu Țiroiu, pentru a le ura participanților un bun sosit pe plaiuri mușelene. Eu sunt convins că, așa cum spunea domn profesor, la Câmpulung, dacă ni se va acorda această șansă, cei 100 de ani se vor realiza de tabără de matematică. Sigur că suntem sau nu suntem noi, urmașii noștri vor avea această misiune să o ducă până la capăt. Pentru că e ceva cu care ne mândrim, e ceva care avem și noi la școala noastră, la Câmpulung, parte de matematică și de informatică foarte bună. Sunteți într-un oraș în care partea de informatică și matematică este la un nivel suficient de înalt ca să vă putem primi în fiecare an. Alături de elevi din țară, la tabăra de matematică din anul acesta, sunt și mulți câmpulungeni care vor să își testeze abilitățile în acest domeniu. Pe lângă spațiile generoase și bine dotate de lucru, puse la dispoziție de către Colegiul Național Pedagogic Carol I, oaspeții vor avea ocazia să cunoască prin excursii tematice monumentele și frumusețile zonei.